Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Bă, oameni buni, acum am plecat de acasă. Deci am un gol în suflet, mă jur. Nici nu pot să vorbesc, nu știu, parcă am ceva, parcă zici că acum mă despart de ceva, să mor eu. Când am plecat, Dario a început să plângă. Mi-a dat niște emoții în ultimul hal. Am și eu lacrimi în ochi. Asta înseamnă să pleci, să-ți lași familia acasă, să te gândești la un viitor mai bun pentru copil, pentru nevastă, pentru tot. Hai de viața mea. Deci atât de greu este, oameni buni. Atât de greu este, vai de viața mea. Deci nu știu dacă voi ați trăit chestia asta, dacă voi știți cum este chestia asta. Dar e atât de dureros, de nebunesc. Deci nu știu, nu pot să vorbesc. Am un nod în gât, zici că mi se rupe ceva în mine. Of, Doamne. E greu, bă, e greu. Nu o să înțeleagă nimeni chestia asta, doar cine e părinte, doar cine pleacă pentru un viitor mai bun pentru copii, pentru familie. În rest, copiii ăia care își dau numai bășini și nu știu, sunt la părinți, au totul pe tavă, ăia nu o să înțeleagă niciodată. Of, Doamne, mi se rupe sufletul. Hai, deci mi-au dat lacrimile, mă jur. Asta e, frate, ai suflet, toți avem suflet, toți avem conștiință, toți până la urmă, toți suntem oameni. Este greu că mi-a lăsat familia acasă. 5 luni de zile nu ne vedem. De-abia peste 5 luni de zile vreau să le chem pe la mine. După aceea mai stau o lună și vin și eu acasă. Și asta este, oameni buni. E foarte dureros, e foarte greu. În România nu pot să asigur un viitor. În România să am un serviciu, pot doar să lucrez și să întrețin familia. Dar dacă vreau ceva mai mult, trebuie să mă duc la muncă undeva unde să câștigăm mai bine. Asta este țara noastră, va fi și mai greu de atât și vai de capul nostru. Rămâne să ne auzim mai încolo pentru că nu mai pot, deci chiar nu mai pot. Mă doare sufletul de mor, plec și singur la drum, o să fie foarte greu, dar asta este. După ce că sunt trist, vai capul meu și singur la drum, am mai prins și vreme din asta, de când am plecat de acasă doar ninge, pe aici ninge într-una. Și o să fie vai capul meu, pentru că asta e cea mai obositoare vreme când conduce atât de mult. Nu o să vorbesc mult acum pentru că vreau să economisesc bateria la cameră și să filmez locuri mai frumoase, peripețiile de pe drum. M-am mai liniștit un pic, am mai vorbit cu Dari la telefon. Săraca și ei este greu și ea a plâns într-una. Dar asta este viața, până la urmă trebuie să acceptăm ideea. Băi, fraților, am ajuns. Mai am un pic până la vamă, undeva la 7 km. Și uitați câta coada de tiruri, frate, ești nebun la cap. Mai aveam eu 15 km până la vamă și coada a început din spate, frate. Deci mie nu-mi venea să cred, am văzut un tir pe avarii și mă gândeam, mă, ce Dumnezeu s-a întâmplat. Când încolo, uitați și voi câta coada, deci e imposibil așa ceva. Fai de viața mea, deci nu-mi vine să cred. Mai am acolo 6,1 km și uitați câta coada. Ba, uite, de-abia pe aici avansează. Uai! Nu vreau să fiu șofer pe tir. Și chiar nu vreau să fiu șofer pe tir. Uai de capul meu! Am făcut până acum 300 de kilometri. În cât? În 3 ore. Am plecat la 12 și este 35. Vă las, oameni buni, și ne vedem după ce trecem vama să luăm rovinete pe pe Ungaria, Austria și nu mai știu. Cam atât. Băi, fraților, deci este teroare la vamă. Stau de o oră, imediat se face o oră de când stau și nu am făcut decât 300 de metri. Când mai aveam un kilometru acolo, am oprit și eu la coadă și de atunci până acum nu am făcut decât 300 de metri, frate, într-o oră. Voi vă dați seama, ăia cu tirurile? Hai de capul meu. Deci este teroare, uitați și voi. Înaintez câte, nu știu, 5 metri, nici 5 metri, mai puțin de 5 metri. Am trecut vama, am stat o oră și 43 de minute pentru un kilometru. Mi-am luat o vinietă și dacă băiatul de la vama o să vadă acest videoclip, îi mulțumesc că nu am stat mai mult acolo. Când am oprit să-i dau actele, mi-a zis, te știu de undeva și am zis, cred că de pe YouTube. Și după am început să râdă, foarte de treabă, foarte, nu știu, după cum am spus, sunt foarte trist așa că am plecat de acasă și mi-am lăsat fetele acasă. Dar el a fost așa primitor, călduros, mi-a plăcut reacția lui. Așa, backup nu ne trebuie. Și asta este, ne punem la drum,
ce mi-am? Mi-am cumpărat o vinietă, nu mai îmi trebuie nimic. Dăm drumul la muzică și dăm înainte să meargă. Hei, oameni buni, am ajuns la Budapesta. Mai am 1320 de kilometri. Am 6 ore și 24 de minute, adică 6 ore, că am plecat la 12 și ceva. De când am plecat de acasă, nu am făcut decât 500 de kilometri. Deja simt oboseala, o simt destul de ok. Ne auzim după ce ies din Ungaria și ajungem în Austria. Uite o Tesla. Aia din dreapta e Tesla. Acum am oprit în Austria la o benzinărie să alimentez. Mai am 951 de kilometri, am făcut aproape 900 de kilometri. Nu mai alimentez deloc de pe Austria, pentru că pe Austria mi se pare foarte, foarte scumpă motorina. Aproape 2 euro litru de motorină în Austria. Sper să-mi ajungă motorina asta până în Germania și pe Germania să găsesc un pic mai ieftin, pentru că mi se pare foarte scump, aproape 2 euro pe un litru de motorină. Eu sunt terminat, sunt obosit și vai de capul meu. Afară e foarte frig aici, vai de capul meu. Stai să-mi arunc și eu gunoaiele de pe aici, că am o grămadă de gunoaie. Și după aia ne întoarcem la mașină și ne punem la drum. Adică o sunăm un pic pe Dari, să vedem ce zice. Și după aceea ne punem la drum. Uai, nu mai beau în viața mea Red Bull. Nu-mi place Red Bull-ul. Acum am luat doar așa, de prost ce sunt, dar nu o să mai au Red Bull. Am cafea, am Coca-Cola. Haideți să sunăm pe Dari. Uai, ce frigă-i. Mașinuța mea, ce bine se prezintă. Oh, asta e Austria. Uite acolo România. Uite, aia e o mașină fără numere. Bă, dar frigă-i, bă. Bă, dar frigă-i, bă. Rămâne să ne vedem în Germania. Am făcut 999 de kilometri. Imediat fac 1000 de kilometri. Nu știu ce se întâmplă, mi se pare că se resetează când ajunge la 1000 de kilometri. Încă un kilometru și am făcut 1000. Nu m-am oprit deloc decât să alimentez. M-am oprit odată în Ungaria să iau o vinietă, sau cum se numește. Și după aceea m-am mai oprit odată în Austria. Mamă, ce mi s-au înfundat urechile. Uai de capul meu. Nu am întâmpinat nicio problemă, mașina merge destul de bine. Gata, zero, s-a resetat. Deci am făcut 1000 de kilometri. Deocamdată nu mi-e somn, mă simt destul de bine, sunt destul de ok. Cred că am ajuns în Germania, nici nu știu sigur, dar cred că sunt deja în Germania. Și mai am un pic. Dacă mă ia somnul, o să mă pun la somn. Dacă nu, asta este. Da, uite, s-a resetat, iarăși un kilometru. E ora 11:24, imediat se fac 12 ore de când am plecat de acasă și am făcut în 12 ore 1000 de kilometri. În afară de cele 2 ore pe care le-am pierdut la vamă, în care am stat să fac 1 kilometru în 2 ore. Sunt pe autostradă fără limită, la mașină i-am dat maxim 200, dar nu vreau să o forjez pentru că, na, tocmai ce am schimbat kitul de ambreiaj și volantă și na, nu vreau să-mi bag joc de ea așa, iurea. Eu m-am oprit în Germania. Am alimentat și mă pun un pic să dorm. Sunt terminat. Asta, că s-a oprit. Sunt terminat. Așa, am închis. Nu mai pot. Mai am încă 600 de kilometri până ajung în Olanda și mă pun să dorm. Tocmai ce m-am trezit, paralizat de frig. Deci nu mai pot, mă jur. Am înghețat pe bancheta acolo în spate. Am dat drumul la căldură. Mănânc un sandwich și mă pun la drum. Am dormit. Am stat, m-am zgribulit pe acolo vreo 2 ore. Dar n-am reușit să dorm cum trebuie, dar totuși mă simt un pic altfel. Și mă pun la drum, că nu pot să dormi, frate. Bună dimineața, oameni buni. Băi, fraților, eu am prins o ploaie pe Germania. În ultimul hal, de nu se putea merge, de exemplu, nu puteai să treci pe lângă tiruri, mergeam doar cu 60, maxim 60. M-am mai oprit într-o parcare și am luat somn și de-abia acum am trezit, e ora 7 și 14 minute. Cred că am dormit de la 5, am dormit încă 2 ore. Dar e mai bine așa, pentru că nu avea rost să, nu știu, să mă obosesc aiurea și să merg ca nebunul. Mai am 376 de kilometri și ajung. În 3 ore jumate ar trebui să ajung acolo. Hai, mi-e ciudă că... Na, puteam să ajung mult mai devreme, dar las că e bine și așa, nu trebuie să ne grăbim sau alte chestii.
A fost oribil, mă jur, deci tot drumul am prins ninsori, ploi, bară în bară, drumuri în construcții, nu știu, deci a fost oribil, oribil, oribil. După ce că sunt și singur, după ce că sunt și supărat, a mai trebuit să mai și plouă, să mai și fie frig, să mai vai de capul meu. Prima dată am înghețat în parcare, acum a doua oară am adormit pe mine. No bun, oameni buni, ne auzim în Olanda. Eu sunt în Germania. Am ajuns în Olanda. Mai am 165 de kilometri și ajung la adresa de acasă, de unde avem cazarea. Mi-am amorțit mâna asta, mă doare degetul ăsta mic de nebunesc. Tocmai ce am vorbit cu fetițele mele, s-au trezit și ele. Și dar este mai bine și eu sunt mai bine, ne-am împăcat cu ideea. Însă, fai, deci am avut o plecare atât de gravă și atât de grea, nu mă așteptam să-mi fie atât de greu. Ok, eu am să vă las și o să vorbim după ce ajungem la cazare. Pa, pa! În sfârșit am ajuns, am fost și până la firmă să-mi iau hainele. Și aici e foarte cald, frate, sunt 12 grade. Hai, sunt terminat, e ora 10:52, imediat se face 11, imediat fac 24 de ore de când am plecat. Am ajuns în sfârșit. Deci trebuie să ai grijă cu bicicliștii, cu ăștia care aleargă. Bă, flori înflorite pe aici, totul verde, nu ca la noi, totul uscat. Ia să vedem, am loc să parchez? Am loc. Parchez în fața casei. Până mai încolo și după aceea gata, am ajuns. Aici avem chiria la casa asta, numărul 3. Ok, hai că ne auzim mai târziu după ce descarc din mașină. Camera mea e de sus de acolo. Ha. În sfârșit am terminat și eu de pus toate astea aici. Bine, nu am terminat 100%, dar mai am de lucru un pic. În mare parte mi-am aruncat hainele acolo, după aceea va trebui să mi le aranjez, să pun toate la toate, șosete la șosete, tricouri la tricouri, bla 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 bla. Hai. Asta este camera mea, este mică, nu este mare, dar pe mine nu mă deranjează cu absolut nimic. Mai sunt camere goale și aș putea să-mi iau o cameră mare, dar nu vreau. Mie îmi place asta mică, plus de alta, asta e destul de răcuroasă pe timp de vară. În fine, am avut aici o măsuță, dar nu o mai am, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, trebuie să fac rost de o măsuță, să-mi pun calculatorul și după aceea o să mă pun să editez videoclipul ăsta și de acum încolo o să facem foarte multe live-uri. Mai am de lucru pe aici, trebuie să mă mai spăl pe jos, am făcut și eu o baie și mi-am aranjat pe aici, dar trebuie să mă mai duc să-mi fac ceva de mâncare, adică nu, prima dată trebuie să mă duc până la magazin și după aceea să-mi fac ceva de mâncare. Și mâine încep munca, mâine prima zi de muncă. Mașinuța este acolo, mașina s-a comportat perfect. Sunt foarte mulți, chiar pot să zic că și-a meritat fiecare leu pe care l-am băgat în mașină. O să vorbim despre drum și despre consum și despre peripețiile de pe drum într-un alt episod. Cred că o să mă opresc aici. Important este că am ajuns cu bine. Încă mă doare sufletul, am un gol în inimă, mă înțeapă inima de mor. Așa dormit de Evelina de nebunesc, dar asta este viața, trebuie să muncesc să-i asigur un viitor mai bun. Ok, oameni buni, rămâne să ne auzim într-un alt episod. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihaila Ștefan Vlog. Dacă vreți rapoarte pe car vertical, aveți 3 link-uri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat. Și dacă aveți mașini de vânzare sau întrebări despre mașini, vă puteți înscrie în grupul de Facebook, Samsar Auto. Găsiți link-uri în descriere.